Minecraft! Ați vrut Minecraft? Da, bă, sacalor, ce faceți? Bă, m-ați înnebunit, bă, cu Minecraft-ul, bă. Astăzi jucăm iarăși Minecraft. Deci eu am mai jucat un pic singur și trebuie să vă arăt că am făcut multe, multe chestii. Aveți aici o poză. Bum! Luați-o pe asta. Uite câte diamante am găsit. Fii atent, uite. Uite câte diamante. Uite cât sunt bogat. Băi, cioată, sunt bogat, mă. Tu te uiți la mine, sunt bogat. Am eu față de bogat. Băi, deci pentru episodul ăsta trebuie să facem 20.000 de like-uri. Deci de acum la când se fac 20.000 de like-uri vom posta următorul episod de Minecraft. Așa că hai să vă arăt ce am mai făcut afară. Ia fiți atenți. Wow, câte lucruri pe aici prin jur. Hei, Snick, dar ești la arhitectură. Nemo! Nemo! Prietenii lui mergeau spre amunt sau aval, nu mai știu cum se numea. A plonjat din apă. Nemo, tu de fapt ești aici cu prietenii tăi. Du-te, Nemo, înoată, Nemo. Dar pentru că azi chiar nu am timp de joacă, avem o grămadă de lucruri de făcut. Deci o grămadă de lucruri de făcut. Vreau să cheltuiesc diamantele în cel mai frumos mod posibil. A trebuit să-mi consum minunatul meu târnăcop pentru a câștiga mai multe diamante. Mamă, ia să văd cum arăt. Ia. Bum, 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 bum. Oh! Bum! Ei, băieți, mă duc puțin până afară, să nu plecați, stați chiar aici, vin repede înapoi. Nu plecați. Ia, uita. Aaa, sunt eu noul Snick, uitați-vă la mine, am venit să vă cumpăr. Cioată, unde ești, Cioată? Cioată, te cumpăr, Cioată, uite-te la mine, Cioată. Cioată, tu vii cu mine, și tu vii cu mine. Rita, hai și tu cu mine, sunt bogat, băieți. Faceți ce vreți, sunt fucking bogat. Da, bine, acum dați-l înapoi, gata, băi, gata. Băi, Rita, dă diamantul dracu înapoi, că o să-mi pornesc ventilatorul, că m-am cam copt. Mă numesc Snick și în bac am luat 8. Uite, frate, cum le întorc. Îmi punem ce am pe pickaxe și vă dau mort. Vă dau mort, dar nu sună bine. Nu, gata, să lăsăm gluma. Asta o să fac când o să fiu mai pregătit. Acum vreau neapărat să-i fac o casă lui. Sebastian, ieși și plimbă-te, Sebastian, ca astăzi îți construim casă. Astăzi fac pe constructorul Sebastian. Sigur, paște acolo, fericit. Că eu vin să-ți construiesc o casă. Băieți, uitați-vă aici, sunt atât de bogat încât îmi țin minereurile în blocuri. Deci în blocuri sunt... Doamne, frate, uite cum curge aici, băieți, uitați cum curge aici, ce se întâmplă? Băieți, e plin, nu mai am loc în chest. Așa e când ești bogat, Doamne ferește, e rău și să fii bogat, vă zic eu că e rău să fii bogat. În ultimul rând, aș vrea neapărat să facem o nebunie, vreau să fac și eu portalul spre Nether. Aș fi foarte recunoscător dacă aș găsi o bucățică de flint, ca să-mi fac un flint and steel. Pe care aparent nu am. Deci nu am. Cum, bă, n-am deloc? Man, please, give me flint. Oh my fucking god. Haide să începem. Hai, se fac construcții. E pe șantier aici, băieți. No, e ok, nu construiesc iedul lui Trump. Îmi pare, de fapt, voi, băieți, nu o să vă mai vedeți niciodată. Cioată, sper că ți-ai luat adio de la prietenii tăi, că nu o să-i mai vezi niciodată. Oh, gata, am luat flintul. Da, e bine. Da, știu, Cioată, o trebuie să pun doar două bucăți, dar eu am pus 25. Nu-i nicio problemă. Mi-am făcut jăg aici în casă. Da, e ok. Mi-a zis foarte mulți că nu știți cum s-a întors cel nou acasă. E bine, în episodul 2, eu am crezut că l-am pierdut pe cel nou, dar era de fapt în cotețul găinilor, așa că cel nou ești un nesimțit că ai fugit de mine. Băi, pe tine cum te... Ciocănel. Toată, cel nou, Marian, Limbă și Ciocănel, da. Băi, știu, mă, sunt câinii mei, ce naiba. Aici mi-am stabilit eu, nu știu dacă vedeți voi aici, dar am săpat eu un pic. Aici vreau să fac portalul Nether. Bă, și știți cum vreau să-l fac? Mă, mare, deci vreau să-l fac, nu că mare, gigantic. Târnacopule, o să am nevoie de un războinic vrăjnic cu noi, cel nou. No, cel nou, cărniță, te îngrași. Uite cât te-ai făcut. Băi, ciocănare, măi, lasă-o, mă, pe Rita în pace, că e gagica ta, știu, dar te-ai îngrășat, să știi că lui Rita îi plac ăștia cu mâini. Te rog să fie forge. Unbreaking 3, băieți, este un Unbreaking 3. Sper să fie bun. Eficiență 3, Unbreaking 3, băga mea și picioarele continuă. Să nu faceți asta, copii, deci avem
Una, două, trei, patru, cinci. Ok, nu cred că o să-mi ajungă. E problema mea. Cel nou nu veni după mine, cel nou, că e periculos aici sus. Nu vezi că câtă treabă am, nu? Te rog frumos, mă, nu mă mai enerva în halul ăsta, că mă superi. A opta cum ar veni, așa, nu? Pac, pac. Nu! Cel nou, ai grijă. Cel nou, te salvez chiar eu. Cel nou, pleacă de lângă câinele meu. Jegosule, pleacă mă de lângă câinele meu. Cel nou, te salvez, eu nu-ți face griji, cel nou. Cel nou, ai grijă. Cel nou, bravo, tati. Faci o treabă extraordinară. Bum! Oh my fucking god, cât e de mare cel nou, poți să vezi asta, dă-te jos de-a... Băi, tu mă, deci ești un grăsan în ultimul timp, de nu știu ce, ești un gurman, vino mai repede jos. Cel nou, rămâi acolo, nu te mișca de acolo, vin imediat. Ia să vedem unde am ajuns. Sper să nu cad în lavă, o să beau un pic de... Wow, putem vedea în premieră cum lava va atinge pământul. Bă, prieteni, uitați, am găsit acea fortăreață. Wow, sunt nerăbdător să o explorez. Ceva plânge aici. Who is crying right there? Please stop crying. Why are you crying? No! Stop punching me! Fucking idiot! Look! Uite ce ai făcut! Treci încoace! America, nu ți-a mătii unde mi-este scutul! Vei plăti pentru asta, nemernicule! Hai, vino mai aproape să te pot omorâ! Vino mai aproape să te... Taci! Taci! Nu e vina ta! Sebastian, așteaptă-mă că vin să-ți fac cea mai tare casă din lume, Sebastian! Numai acum vin, cel nou, sper că n-ai plecat din fața. Cel nou, ce fa... Cel nou! Dumnezeule, ce în capul tău, cel nou, ce Dumnezeu face aici? Du-te înapoi. Ce Dumnezeu facem acum? Dă-te jos. Ce-am vorbit noi? Vino. Vino, vei veni odată cu mine. Cel nou, dacă mai faci o singură dată o glumă de genul, acum fugi! Vino! Cel nou, așa, măi copil prost. Deci tare mă enervez când ești așa prostuț. Ia treci acasă că nu mai avem ce discuta. Wow, te urci pe mine. Haide. Hai că-ți place peste mine. Bine, domnișoară, vă las aici. Nu plecați. Fire aspect, ban of arthropods. Protection 4, prieteni, am o veste bună. Nu-i chiar așa bună, că mi-a dat doar... E ok. Blast protection. What the fuck is wrong with you? Era prieten! Era prieten! Vedeți? Cei mai buni prieteni vă trădează când nu vă așteptați. Gura mamii tale. Hei, Sebastian, am nevoie de tine pentru asta. Vino, o să vii cu mine. Haide, nu te fii. Știu, Sebastian, ai stat de foarte mult timp în cotețul ăsta pentru găini. Dar acum a venit timpul să-ți fac o vilă, Sebastian. Pentru că ești un om bun, Sebastian. Mă rog, ești un cal de treabă, dar ai înțeles, Sebastian. Sebastian, te rog frumos să alegi un loc. Eu nici măcar voi sta cu mâinile sus și te voi lăsa pe tine să mergi unde vrei. Măi, Sebastian, dar aici sunt vacile, Sebastian, aici sunt porci, măi, Sebastian, eu cred că îți bagi joc de mine. Dacă de pe patul meu, jegosule, mă enervezi. Limbă, pe tine te vreau, vino cu mine. Astăzi, prieteni, vă voi arăta cum mă urcam eu în copac la 5 ani. Ei bine, când aveam și eu 5 ani, îmi luam un topor de fier, toporul lui tataia. Avea vreo 47 de chile, dar puteam să-l țin, pentru că, vedeți, prieteni, am făcut brațe de la tăia copaci. Da, și când m-a prins tataia că i-am luat toporul lui, căci era toporul bunicului lui tataia, adică era un topor al familiei, cum ar veni, a venit și mi-a dat așa un arc în cap și mi-a zis: băi, băiete, trebuie să pleci de la casa asta, du-te și descurcă-te. Și tocmai de asta m-am mutat aici, în Brașov, și mi-am făcut orașul meu frumos. Ce poveste frumoasă, mereu când am ocazia să o spun, o spun. Așa-i, Sebastian? Așa-i. Ce dumneavoastră?
Doamne! Măi, tu erai în pat, mă, ce Dumnezeu faci? Acum ai chef de joacă. Bă, nu vă mai înțeleg, mă. Sebastian, lasă prostiile și treci și ajută-mă să construiesc. Să-ți construiesc grajdul, Sebastian, că nu poți. Când vrei tu să stai și altul să muncească pentru tine, că nu e normal. Sebastian, Dumnezeule, ce? Ce faci? Îmi explorez livada. Hai să vedem cum facem asta. Deci o să facem un grajd în pământ, cum ar veni. Pentru că mie îmi place să fac chestii în pământ, după cum ați văzut. Pentru că eu sunt omul peșterii. M-am născut în peșteră și am, când am dat de pământ, am zis, da, asta vreau să fac. Deja prinde viață, nu-i așa, Sebastian? Sebastian? Da, da, știu că prinde viață. Mă bucur că îți place, chiar mă bucur, serio. Așa, asta deja, mamă, mamă, chiar arată bine, rău, jur. Jur, arată foarte, foarte bine. Sebastian, sau ce zici? Vrei să facem așa? Ia zi dacă îți place mai mult. Dacă, wow, Sebastian, ce design. Oh my god, Sebastian, Dumnezeule mare. Uite și aici și poți să respiri pe dedesubt, Sebastian. Sparg piatra, căci atât am învățat. Bacul l-am luat. De fermă m-am apucat. Fac un graj pentru al meu cal. Nu e un cal, îl cheamă Sebastian. Unde-i Sebastian? Sebastian? Sebastian! Ești un cal, nu o va... Cum, Dumnezeu? Sebastian, cum Dumnezeu ai ajuns acolo? Ce, ce faci acolo, Sebastian? Astea vite pentru carne. Tu ești arte, Sebastian. Bă, ești... Da, ți-ai făcut-o cu mâna ta. Dacă ție-ți place cu vacile, ce să-ți fac? Liniște, care-l jigniți, mă, pe Sebastian? Tu-l jignești, mă? Măi... Băi, nerușinatelor, mă. Sebastian se bucură cu lucrurile mici. Nici nu știu de ce m-am balez atât. Bum. Bum. Măi, cel limbă. Limbă, te îngrop. Ei, limbă, tu ai vrut-o. Stai acolo, ia să văd. Mai vii tu la mine dacă ești supă, mă. Ia uite. Ia zireta, unde-i? Unde-i e limbă, nu? Unde-i limbă? Păi limbă, da. Ieși de acolo, mă, mai repede să nu te mai văd. Ieși, Rita, hai pe mine, șezi frumos. Bă, ce drăguț, mă. Mă. Rita? Rita! Rita, dacă nu sunt 87 de găini acolo, te omor. Rita, nu pot să cred. Prieteni, ia să văd repede, repede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rita, l-ai omorât pe puiul, Rita. Rita și s-a ouat pentru mine, Rita. Uite câte ouă mi-a făcut puiul, Rita. Uite câte ouă mi-a făcut. Mamă, hai că mi-a făcut ouă. Bă, nu vă mai uați. Bă, nu ieși. Prieteni, este momentul pentru ce am așteptat cu toții. Veniți, prieteni, veniți. O să-mi fac cea mai tare lopată. Bum, bum, bum. Oh my fucking god. Fortune fucking 3, man. Prieteni, ia fiți atenți. Prieteni, pământul nu o să mai fie o problemă acum pentru mine. Rita, Rita, chichita. Rituțita, parata, parata, parata. Wow, 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 Sebastian, what happened? What happened, Sebastian? What fucking happened? Oh my fucking god. I-am luat căluți, da, da. Și i-am făcut și un grajd, da, da. Și e baban, da, da. Și e Sebastian, da, da. Și e al meu, da, da. Și fac așa, pam, pam. Na 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 taram pam pum pam pum pam. Mamă, Johnule, cum a ieșit. Ia să stric eu porcăria asta de aici. Că uite-te și tu cum. Uite-te și tu în ce stătea, Sebastian. Deci în așa condiții. Bă, nu un cal. Bă, nu un gândac. Bă, niciun om nu poate să stea, mă, în condiții de-astea. Doamne, iartă-mă. Uite-o leacă cum am să scăpat de spațiu ăsta, frate. Ce? Prietene, cred că nu știi unde ești. Ce Dumnezeu face aici? Băi, băi, asta nu e lumea ta. Prietene, hei, hei, vamos la tax, ai plătit, vamos, vamos, vama. Te rog frumos să pleci. Băi, nu faci ce vrei tu, bă, aici. Oh my god, știi ce, rămâi acolo, să te numesc Andrei. Andrei, stai locului. Bă, Andrei, ce Dumnezeu faci acolo? Pleacă, ieși, plimbă-te, dar nu mai stai aici cu... Mamă, Andrei, te rog frumos. Mamă, Andrei, deci nu există așa ceva. Dacă aveam o lesă, Sebastian, Andrei, erai acum, erai deja alt om. Îți jur. Te rog frumos, așa, te rog. Pleacă, pleacă. Bun. Oh my god. Nu te mai duci acolo.
ce Dumnezeu face acolo, bă? Ce ai găsit? Ieși un pic de acolo. Deci dacă o să-l aduc pe Sebastian aici și nu o să-i placă, o să mă supăr rău tare de tot, pentru că eu am muncit un episod întreg la chestia asta. Deci am stat o 2 ore să fac chestia asta. Și după să vină unul ca Sebastian să zică: "A, nu-mi place, nu o să stau aici." Păi îți dai seama că mă enervez și eu, mă enervez că sunt om. Acum este momentul adevărului. Unde e Sebastian? Vino să vezi dacă îți place cum am făcut. Bă, n-are cum să nu-i placă, Sebastian. Ce Dumnezeu faci cu vacile? Ți-am mai explicat. Vino să te călăresc așa, Sebastian. Uite cât de mare și frumos ești. Uite-o și pe asta mică. Uite cât de frumos ești tu pe lângă vacile astea, Sebastian. Haide să te duc la noata acasă. Ia uite. Uite, nu mai poate să are de fericire. Uite-te, Sebastian. Uite-te cum ți-am făcut-o, Sebastian. Bucură-te, Sebastian. Ia vezi, îți place? Ei, ia uite-l ce mănâncă de fericire. Băi, nu mai poți tu de fericire, măi. Uite cât ți-a... Băi, dar cât am muncit, măi. Uite cât am băgat în tine, cât am investit. Ești cel mai tare cal de curse, Sebastian. Să știi, Sebastian, uite că am făcut și drumuri, Sebastian. Uite ce frumos arată acum. Uite cât de frumos devine Brașovul, Sebastian. Uite cum prinde viață tot, Sebastian. Stai, nu, că încercăm altcumva. Promit că încercăm altcumva. Deci eu, Sebastian, nu te las așa. Deci nu te las așa. Din piele, deci din piele măcar. Haide din piele, putem să o facem din piele. Ia, din piele, Sebastian. Ia. Sebastian, vino să te îmbrac, Sebastian. Doamne, măi, Sebastian. What the fuck? What the fuck? Băieți, oh my, băieți, e groasă treaba. Băieți, ce caută ea? La mine în oraș? No. Deci episodul ăsta nu se încheie până când nu-i termin pe ea în bătaie. Ce căutați la mine în Brașov, maghiarilor? Ăsta e război. Omoară-mă pe urât. Wow. Măcar îi tragi nu urâtule. Băi, nu mai baghi, trage. Nu mai trage în mine. Maghiarii. A fost o luptă grea, dar am reușit să trecem peste acest rai de jegoși. Și Sebastian, în cinstea ta, Sebastian, îți voi plasa acest cadou. Lasă-mă, te rog frumos, Sebastian, să te îmbrac cum știu eu mai bine. Sebastian, te rog, uite-te la mine. Oh my fucking god, Sebastian, arăți genial. Uite, nu mai place de fericire. Mulți vor încerca să vină să ne fure din Brașov, dar niciunul nu va reuși, căci eu împreună cu... Au, mi-am rupt piciorul. Sper că v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați de un like, de un share, de un subscribe. Sper că vă place Minecraft-ul, mai postăm, uitați la 20.000 de like-uri următorul episod. Sebastian e fericit acum, toată lumea e fericită, eu sunt fericit, Brașovul e din ce în ce mai frumos și vă pup. Pa, bă!